În această săptămână, actorii Ateneului din Iași au pregătit câteva spectacole care vor încânta publicul. În această seară avem un tramvai numit Dorință, sâmbătă dimineață cei mici sunt așteptați la Domnul Goie, iar seara cei mari la Astă seară în familie, care este o piesă așa cum se făceau glumele în tinerețele celor care ne privesc acum. Duminică dimineață avem o piesă de teatru care a fost prezentată în cadrul unui proiect european implementat anul acesta de Ateneul Național din Iași. Piesa se numește Rono sau Aventurile Nespuse ale lui Rono, ca să spun titlul complet. Această piesă este una cu intrare liberă, dar micii spectatori vor trebui să îndeplinească o condiție pentru a putea intra în sală. Ne dorim să încercăm să promovăm și să, bineînțeles, încurajăm tinerii să se manifeste artistic. Așa că, pentru această piesă de teatru de duminică dimineață de la ora 11 la Ateneu, vă așteptăm pe cei mici în special cu un desen. Adică faceți un desen despre tot felul de activități din viața voastră cotidiană și pe baza acelui desen veți avea accesul gratuit la spectacolul acesta de teatru. Luni seara vă așteptăm la Farmazonul din Hârlău, o piesă de Vasile Alexandrii, o comedie și una din primele piese de teatru în limba română prezentată aici în Iași acum mai bine de 150 de ani. Vă așteptăm așadar la Ateneu, nu uitați că avem și cinematograf, avem Cinema Ateneu, care rulează filme în toate zilele de miercuri, vineri și duminică seara.